Voi deveni un om puternic și respectat de toată lumea. Să nu mai facă nimeni mișto de mine și să râdă de mine și de vocea mea. O aveam subțire, recunosc. Eram cam prostuț, dar vocea mi s-a schimbat. Mă scuzați, dar vocea mi s-a schimbat. După cum auziți, o am foarte puternică. O am foarte puternică. Acum sunt un detectiv cu pălăria pe ochi. Sunt un detectiv particular. Vă prezint și mașina mea, cea mai bună mașină, știu, recunosc, este o rablă, dar credeți-mă, această rablă este o bestie. Trrr, trrr, trrr. Sună telefonul. Trrr, trrr, trrr. Sună telefonul. Să vedem cine mă necesită. Trrr, trrr. Halo. Trrr. Și că detectivul vă stă la dispoziție. Da. 24 din 24, mai puțin în ziua lui de înmormântare. Spuneți, cu ce vă pot ajuta, vă rog? Bună seara, domnule Cicel, am o pro... Doamnă, numele meu este Cică, nu Cicel. Ah, ok, domnul detectiv, mă scuzați, sunt foarte, foarte disperată. De 3 zile soțul nu mai dă pe acasă. Am nevoie de dumneavoastră. Ce? Dar cum ați aflat numărul meu, doamnă? De pe internet? Nu, domnule, de pe un anunț de funerari din ziar. Fă, fute-te în gură. Pardon, mă scuzați, spuneți, doamnă. Deci, domnul Cicel... Cică, doamnă, cică. Mă scuzați din nou, cică. Soțul meu nu mai dă pe acasă de 2 zile. Nu știu de el. Ok, calmați-vă. Spuneți-mi informații mai multe și detalii despre el. Cum arată, când l-ați văzut ultima oară și ce v-a spus? Păi, e înalt, rău, are față de prost, vorbește puțin și e președintele României. Cum? Sunteți doamna Klaus Iohannis? Da, domnule dragă, sunt soția. Soțul meu, Klaus Iohannis, e dispărut de 3-4 zile. Și vreau să aflați unde este, dacă este bine. Ultima dată ce v-a spus, doamnă? Nimic, el mereu tace din gură, așa cum îl vedeți voi la televizor. Ok, închideți telefonul. Eu, Cică detectivul, intru în acțiune până diseară. Soțul dumneavoastră va fi găsit. Thank you.
Să trăiți, domnul Gică, gata, șeful, puteți să plecați. Mă întreb de unde naiba știa acel puștan numele meu dacă eu sunt detectiv. Să căutăm niște informații pe aici. Hai să intrăm. Salut. Doresc o cafea. Imediat, domnul Cică, acum se face. De unde-mi știi numele? Păi dacă scrie pe cursorul dumneavoastră... Da, ai dreptate. Auzi, spun ceva. Să nu mai știe nimeni că am trecut pe aici, s-a înțeles? Bine, domnul Gică detectivul, nu mai spun nimănui că a trecut pe aici, bine, bine. Ha, ce copil tâmpit, puștan, cordit. Poliția îl caută pe Klaus Iohannis. Militari sub acoperire. Tocmai ce am aflat o pistă. Mergem să vedem. Am niște probleme tehnice cu mașina, dar o rezolvăm. Hai să, că mai avem puțin până la destinație. Da-te, mă. Am ajuns la prima pistă, să vedem dacă găsim ceva aici. Cică detectivul este în acțiune. Să rămână, domniță. Bună seara. Toată lumea mă place pentru că astăzi sunt un detectiv foarte puternic. Ia fiți atenți. Să rămână, doamnă. Tu te trecu. Ce tâmpită femeie. Op. Hotel Bulaski 5 stele. Hai să vedem. Bulaski. Bulaski, adică de Bulangi sau ce vine asta. Trebuie să ajungem la camera 169. Nu locuiește nimeni aici. Ia să vedem. Hai să urcăm. În liniște. Să vedem. Camera 169. Să vedem dacă președintele României se află acolo. Să deschidem puțin ușa. Nici o mișcare. Ia să vedem. Camera 500. Păi dar cum camera 500? Camera 235. Ia să vedem. Hai să ne urcăm mai sus. Căutăm camera 169. Ce scrie aici? Dar chiar nimeni pe coridorul acesta. Camera 300. Nu,
camera 122, da, camera 159, se aude ceva. Hai să deschidem să vedem cine este. Întuneric beză. Hai, bagă-l, bagă-l mai rău, sunt fanul tău, bagă, bagă. Ce se aude? Se aude ceva? Hai să prindem lumina. Se aude ceva de la ușa, la ușa aceasta. Oh, hai să deschidem. Oh, shit! Adrian Cuprilul Minune. Îl fute în cur pe Claus Iohannis. Nu se poate.